Prin programul demarat de Consiliul Național al Audiovizualului se dorește ca din emisiunile de la televizor să se elimine încurajarea promiscuității, a alcoolismului și a infidelității, a violenței și vulgarității sau promovarea caracterelor murdare și a lipsei de încredere în oameni. Telespectatorii consideră că o astfel de măsură este binevenită în contextul actual. Mi se pare normal. E ceva normal. E mult mai bine pentru noi toți. Într-un fel au dreptate. Știți că sunt să mai uit copii mici și nu se uită la televizor și îi face la școală, la liceu, știți? Și nu-i frumos. Reprezentanții Consiliului consideră că toate aceste non-valori promovate trebuie să fie oprite pentru binele copiilor și pentru ca cei care suferă de probleme enumerate să nu fie stigmatizați.